Parohia Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din Brăila și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul. Sfânta liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre Sfântul Ioan Botezătorul ca model de sfințenie și deschizător al căii îndreptării morale prin pocăință. De asemenea, înalt preasfinția sa a subliniat importanța reabilitării lăcașului de cult aflat sub ocrotirea înainte mergătorului Domnului. Biserica are peste un secol de existență. Această rugăciune smerită, susținută de toate vârstele în biserică, ne arată că este posibilă o întâlnire a multora în jurul modelului, care ne invită să regăsim cărarea către Mântuitorul Iisus Hristos, cum a găsit-o El, să ne curățim de păcate, cum El a îndemnat poporul la Iordan, și mai ales să ne schimbăm conduita în privința atitudine față de aproapele nostru, mulțumindu-i lui Dumnezeu că ne-a dăruit oameni pe care să-i prețuim aproape, și atunci vom obține și noi pacea din inim, bucuria de a fi creștini și demnitatea de a contribui la consolidarea spirituală și morală a educației în anul școlar ce începe. După Sfânta Liturghie, ierarhul a oficiat un parastas pentru mitropolitul Antonie Plămădeală la împlinirea a 19 ani de la trecerea sa la Domnul, precum și pentru slujitorii, ctitorii și binefăcătorii lăcașului de cult. Hramul parohiei Brăilene a fost prilej de bucurie și pentru 30 de elevi din municipiul Brăila, care au primit din partea ierarhului ghiozdane, rechizite și alte daruri pentru noul an școlar. Produsele au fost procurate prin programul eparhial Hristos în școală, adresat copiilor proveniți din familii cu posibilități materiale reduse. Peste 3300 de elevi din județele Galați și Brăila primesc zilele acestea, prin parohiile de care aparțin, ghiozdane complet echipate cu rechizite, în valoare de peste 330.000 de lei. Cu prilejul hramului parohiei noastre, ne-am bucurat de prezența înalt preasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care a săvârșit Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoți și numeroși credincioși. Înalt preasfinția sa a dăruit un număr de 30 de ghiozdane copiilor cu posibilități materiale reduse. Totodată, parohia s-a îngrijit să ofere pachete cu alimente de primă necesitate bolnavilor nedeplasabili pe care îi păstorim. Biserica Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din Brăila a fost construită între anii 1901 și 1912.